Spuneți-mi voi, care-i problema? Extraterestre adoptată mi-e sora. M-a mai plecată în spațiu acum. Tata conciliază școala într-una. Bum, nu știu ce s-a întâmplat. Cum desenele în creier mi-au intrat. Doar eu le văd și nu pot explica. Să fiu atent, altfel Sony ne va fura. Dar am să fac prieteni noi, ca să-i accepte și pe ei. Pe din mintea lui Jimmy mea. Masa celor populari. Ei, ei, Edna, se pare că specialitatea de astăzi e zâmbetul tău. Oh, Craig, ești mai dulce ca o prăjitură negresă plină cu miere. Ce dorești, scumpule? Chifteaua. Oh! Nu, nu, glumeam, glumeam. Crochete de pește, te rog. Doar cele prăjite bine. Pune-le pe nota mea de plată. Poți da chifteaua prietenului meu. Încetează odată. N-o mânca, băiete! În 59, micul Frankie Spad s-a uitat la chifteaua aia prea mult și a căzut la pământ. Nu-ți face griji, tataie, n-o s-o mănânc. Nimeni nu cunoaște adevărata vârstă a chiftelei, dar ascultă-mă bine. Cel ce îndrăznește să o mănânce va abate o soartă oribilă asupra sa. Nici o grijă, haide, Craig, să plecăm de aici. O soartă oribilă asupra sa. Eu doresc pizza. Craig, zilnic te oprești și te uiți la masa celor tari. E enervant. Serios, amice, singurul lucru mai tare ca masa celor tari e Becky. Becky de la masa noastră? E ca o prințesă. Deci, știi ce zi e astăzi? A treia zi de injecția iguanei? Da, și e jumătatea aniversară a mesei noastre. Uitați ce tort am împrumutat din sala cea mare. Ei, care are masa cea mai tare? Ei au. Nu, noi suntem tari, doar suntem prieteni. Credeam că stăm la masa asta pentru că nu ne găsim locul la alte mese. Adică noi suntem resturi. Nu suntem tari, nu suntem macho, nici tocilari. Eu aș vrea să fiu tocilar. Deci nu suntem ca toți ceilalți, dar și asta e ceva. Nu trebuie să vă compătimiți. Suntem prieteni de când ne verifica de păduchi. Și credeți-mă, e ceva special. Așa e, nimeni nu ne-ar putea lua asta. Hei, ați auzit? E un scaun liber la masa celor tari. Congresul l-a ales pe Tyler să fie rockstar agent secret junior. Deci e adevărat, dacă stai la masa aceea, ți se vor îndeplini visele. Audițiile pentru scaun se dau astăzi, împrășteați vorba. Dar prieteni, tortul, haideți. Oh, nu înțeleg. Oh, e simplu, puștule. Când nu prea aveam noroc, noi desenele mâncam resturi din gunoaie. Dar trebuie să încetezi să mai mănânci din gunoaie când în fața ta ai friptură. Serios? Vreau să spun că poate ar fi timpul să încep să mănânci friptură. Puștule, ai potențial mare să te iubească lumea, așa cum toți mă iubesc pe mine. Gândește-te bine, acum e timpul să mi se facă masajul. Oh, da, așa îmi place, oh, da. Îmi pare rău, cred că mi-am uitat banii. Vă pot plăti mâine. Spune tavasa la cald. Ce? Știi cum se spune, drăguță? Dă-i femeii crochete de pește și le va mânca la prânz. Învață-o să-și pescuiască peștele. Va mânca tot timpul. Îmi dați niște condimente? Nu! Atenție! Păstrați ordinea! Un singur rând, Becky, câte unul! Cei tari nu ne vor putea alege pe amândoi. Înainte de toate, vreau să te întreb ceva foarte important. Ascultă! Becky Small, îmi faci onoarea de a-mi fi prietenă? Bine! Becky, m-ai făcut cel mai fericit bărbat! Nu sunt foarte bogat, dar mă simt de 2 metri! Voi face orice pentru tine, orice! Poți să închizi fereastra? Sigur!
Nu rupeți rândurile! Ordine! Ordine și respect! Săculeți! Raza asta va depista automat cea mai densă materie cenușie din Jimmy, adică creierul său! Și va transfera imediat în căpșorul meu! Voi putea să creez desene noi și voi fi cel mai puternic magnat mediatic de pe planetă! Impresionează-mă! Nici n-ai idee cât de mare nevoie am de asta! Am datorii! Următorul. Odată ce m-ați ales, îmi va trebui un scaun la fereastră și nu o vreau pe ea în față, așa că... Următorul. Următorul. Grozav. Următorul. Ce tare e! Am emoții! Îmi dați niște apă? Următorul. Da! Nu. Bine, ați dat cu piciorul, dar acum puteți proceda înțelept. E ultima voastră șansă cu mine. Serios, aveți noroc că nu vă port pică. Becky? Cum adică să iau lapte? Am ședință, cumpără tu. Mă sufoci, s-a sfârșit. Scuze, unde rămăsesem? Abia aștept, iar eu nu mă entuziasmez așa ușor. Mi-au spus că mă vor suna după ce au spus să nu-i sun eu. Oh, nu pot să vă cred. Oh, fosta! Ce stânjenitor! Vă spun, mie mai bine fără ea. Să stau la coadă mână în mână. Oh, ce dor mie de ea. Deci ne-am hotărât. Unul dintre voi ne-a impresionat. Becky, te iubesc, întoarce-te la mine. Bine. Iar cel care ne-a impresionat e... Nu tu. Felicitări, amice. L-am ales pe prietenul tău. Tu, prospătură, ești acceptat. Jimmy? Da, exact, Jimmy. Serios? Wow. Da, adică nici nu ți-a păsat de noi. Și nimic nu e mai mișto ca indiferența. Ești tipul nostru. Dar fiindcă n-ai venit, va trebui să ne arăți ceva. Știi, să ne convingi. Ceva mic, dar preferabil de amploare. Bravo, Jimmy! Ești al nostru! Poate chiar mă voi potrivi, adică doar m-au ales, nu? Cine zice că nu pot fi popular? Așa te vreau, băiete! E timpul tău să strălucești! Eu știu ce ai putea să faci. Dansul celor șapte să vii. Au! Nu, Jimmy n-ar trebui să facă giumbuș, lucrul să fie respectat. Dar pe mine asta mă puneți să fac. Și la fel și pe celelalte personaje mai puțin populare. Exclusiviști, exact ca și puștii aceia populari. Ei bine, ajunge. De acum încolo, sunteți toți prietenii noștri, clar? Atâta timp cât sunt populari? Nu, nu și Gary Get Along. Iuhu, sunt acceptat. Jimmy, știu cum să impresionez. Atârnă indispensabilii cuiva pe catarg. Uite. Special pentru așa ceva. Nu. Haide, băiete, trebuie să faci repede ceva să nu-și piardă interesul. Ceva ce îi va face pe toți să se uite la tine. Stați, știu. Am să mănânc chifteaua. Jimmy va mânca chifteaua. Ascultați-mă cu toții. Jimmy va mânca chifteaua. Jimmy va mânca chifteaua, știați asta? Jimmy va mânca chifteaua. Jimmy, ai niște bani pentru mâncare. I-am uitat acasă. Regret, surioară, i-am dat lui Jimmy ca să cumpere chifteaua. O să o mănânce. Jimmy va mânca chifteaua. Unele mâncăruri nici nu trebuie gustate. Ei, ce ghinion. Curajos și caragios. Că Jimmy o să vomite. Cine se îngumetă, ha? Vicky, Terry, ajutați-mă. Îmi împrumută cineva niște bani. Îți împrumut eu. Promitem că n-o să-i cheltui pe desert. Hei, hei, ce avem aici? Dispari. Cerșetorii n-au voie. Nu scuipați, nu fluierați, nu cerșiți. Ce? Eu nu sunt cerșetor, mi-am uitat. Sigur că da, cerșetoareu. De ce nu iei poștalionul până la următoarea școală? Ha? Veniți cu toții, veniți cu toții. Jimmy va mânca chiftea.
fără să cădeți. Vă va impresiona pe viață. Fac și pe asta. Se vede pe ea că e veche de peste 70 de ani. Bravo. V-am spus eu că o să o mănânce. Verifică. V-am spus eu că o termină. V-am spus eu. A făcut-o. Oh, dar nu mi-e clar. Spunea că va mânca doar chifteaua sau și sosul. Mănâncă. Oh! Yeah! Da, bravo. Ne vedem la masă, amice. Ei, pe mai târziu. Nu trebuie să-i saluți. Avem oameni pentru asta. Oh, Dori, mersi că ne-ai primit în cercul vostru. E o distracție pe cinste aici. Da, mă bucur mult. Oh. Dar ce e asta? Ei, haide, păpușă, întoarce zâmbetul ăla. Ăsta-i zâmbetul tău! Popularii se uită la tine! Oprește-te! Amice, nu mă pot opri, parcă mi-a luat pielea foc. Cred că din cauza chiftelei. Ne trebuie o diversiune. Eu și Becky vom începe o presupusă ceartă. Haide, începe! Nu știu ce să fac. Ce-i cu tine? Nu vrei să-l ajuți pe Jimmy? Stai, e pe bune? Fii sigură că e pe bune. Credeam că e doar un joc. Crezi că ăsta e un joc? Nu, credeam că ne prefacem. Nu pot să-mi trăiesc viața în minciună și am terminat-o. Bună, prieteni. Bună, amice. Ai reușit, puștule! Acum poți să faci orice! Bun venit între noi, Jimmy! Of, puștule, termine cu scărpinatul și dă mâna cu el! Nu, mersi! Super! Bravo! Ai trecut testul, Jimmy! Numai ratații și tații vitregi dau mâna. Acum ești cu adevărat unul de-al nostru. Îmi plac mișcările tale! Iuhu, ai reușit! Bate palma! Sau scarpină-te și așa e bine! Oh, hei! Suc de struguri, roșu sau alb? Roșu? Bună alegere! Avem suc la discreție, mânere din bomboane și ecrane proprii. Wow, super! Da, pe bune, frate! Micul Romeo? Și tu stai pe aici? Sigur că da! E masa mea preferată. Adică, unde altundeva ai caricaturistul tău personal? Jimmy. Tare, de ce ai pus pete roșii pe mine? Da, astea sunt... Ați făcut o alegere bună să veniți la consiliere. Craig? Fată oarecare? O relație ca o mașină de curse. Eu sunt mecanicul șef. Voi doi sunteți echipajul din boxă. Oh, nu! Cine conduce... Exact! Știți? Secretul oricărei relații reușite este... Surpriza! De unde ai luat bulgărele? Așteptam să-l folosesc din excursia la schi de anul trecut. Deci, mare atenție! Cheia oricărei relații de succes este... Surpriza! Mișto tatuaje! Haideți! Ha 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 ha!
ce, puștule? Partea bună e că nu te mai mănâncă. Nu e adevărat. Dar nu te mai scarpin. Asta pentru că nu mă pot mișca. Ce? Oh, bună idee, Jimmy. Sunt mai tolerant decât mă așteptam eu. Iuhu, iată cum prind cu lasoul un măr. Am ochit bine. Nu, Jimmy râde așa. Îmi lipsește râsul lui. Hei, parcă ți-am spus să dispari, cerșetoare-o. Nu sunt cerșetoare. Ei, haide, te ajut eu. Mersi, n-am prea avut noroc. Te înțeleg, și eu am fost cândva cerșetor. Nu sunt cerșetoare. Ei, nu te rușina. Am călătorit, am văzut lumea, am furat destule plăcinte de pe pervazul geamului. Poftim. Dar eu... Ai spus cumva plăcintă? Vai, puștii ăștia nu sunt deloc tari. Sunt ca o turmă. Măcar ai tăi mănâncă cu mâinile. Da, ei au stil. Da, așa e. Mi-ar plăcea să-i revăd. Sau să văd. Tare! Hei, asta e! Caut materie cenușie. Localizată. Vești groaznice, săculeț. Cred că în loc de creier am o chiftea. M-am vindecat. Amice, te ridici? Jimmy se ridică, ridicați-vă. Știți ceva? Tocmai am realizat că aveți voi sare și piper în solițe diferite, dar ceea ce nu aveți sunt prietenii mei. Poate că cea mai tare masă e aceea. Masa aceea ciudată din colț. Trebuie să plec. Wow, ce tip mișto. Adică era până stătea la masa asta. Da. Bravo, băiete, ai avut curaj. Cred că atunci când ai prieteni care nu-ți plac, trebuie să ai curajul să le spui. Iuhu, să știi că te-am auzit. Serios? Pe bune, la început voiam să-ți fiu prieten și lui Goli și lui Croco, fiindcă credeam că sunteți foarte tari, da. Suntem! Dar spusele lui Jimmy m-au făcut să-mi dau seama că personajele mai puțin populare îmi sunt prietene mai bune. Serios? Lasă puicuțul, o fi puternică. Rana se va vindeca cu timpul. Haideți să mergem, cașcă! Yo-ho! Îți cânt o serenadă, Becky. Știi ce greu e să te trezești dimineața știind că cea mai bună parte a vieții tale a trecut? Becky, te rog, întoarce-te la mine. Regret, Craig. Acum sunt cu Kevin. Jimmy! Te-au dat afară? Nu-i nimic, amice. Te-ai străduit. Da, noi suntem prieteni. Cred că aveai dreptate. Da, mersi. Și nu m-au dat afară. Am plecat eu. Știu că e doar părerea mea, însă această masă e cea mai tare. Ai dreptate, așa e. Oh, mă bucur că Jimmy s-a întors. Da, dar oare cine-i va lua locul la masa popularilor? Garson? Încă un pahar de nectar, s'il vous plaît. Hei, cine a stins lumina? Dă-i bătaie, Robin.